La periferia orașului Oregon, Bill își oprește mașina și schimbă ainele pentru a le arde, în timp ce își amintește de toate violențele prin care tocmai a trecut. Totul a început cu două zile în urmă. Bill este un tânăr de 23 de ani, care locuiește împreună cu părinții săi muncitori. Se află într-o stare constantă de furie și frustrare, cauzată de consumul obsesiv de știri depresive, despre starea lumii și de videoclipuri de la influenceri cu nervi. Pentru a arde această frustrare, Bill lovește un sac, ridică greutăți sau joacă darts în camera sa. Când se află în fața părinților săi, Bill se preface că este un tip relaxat. Într-o dimineață, situația devine dificilă când părinții lui Bill îl informează că este timpul ca el să se mute din casă. Bill se enervează în timp ce varsă sucul, amintindu-le părinților săi că înțelegerea constat în faptul că el trebuia să locuiască cu ei până când avea destui bani economisiți pentru studiile post-liceale, pentru că vrea să facă asta pe cont propriu. Tatăl său atrage atenția că o parte din acei bani ar putea merge pentru chirie, iar Bill îl acuză că îl face să se simtă vinovat. Urmează o ceartă, dar părinții trebuie să plece la serviciu, așa că îi spun lui Bill că îl vor ajuta pentru câțiva ani, dar că vor să discute problema mai bine la cină mai târziu. După aceea, Bill merge cu mașina în centru și se duce la o cafenea, unde comandă un espresso macchiato dublu cu extra spumă. Barmanul termină comanda rapid, dar Bill este dezamăgit de ceea ce vede, susținând că nu este un macchiato pentru că nu are spumă. Are loc o ceartă și Bill îi dă înapoi cafeaua, cerând în același timp banii înapoi, dar barmanul crede că este un idiot și refuză să-i returneze banii. Bill pleacă doar pentru a se întoarce o secundă mai târziu și a luat niște lucruri de pe teșghea înainte de a pleca din nou, așa că barmanul profită de ocazie pentru a-i arunca o rolă în cap. Câteva momente mai târziu, Bill se află la muncă și repară o dubă. Deodată apare șeful său și atrage atenția că ora de prânz s-a terminat, așa că ar trebui să lucreze la mașină în loc să piardă timpul cu duba. Bill îi cere să se poarte mai bine cu cel mai bun muncitor al său și îi cere o mărire de salariu, dar șeful său refuză. Bill nu are de ales decât să lucreze cu mașinile, dar mai întâi lasă o geantă misterioasă în dubă. După muncă, îl întâlnește pe singurul său prieten, Evan, un influencer care face videoclipuri despre opoziția față de normele sociale și se plânge de sistem. Evan îi dă lui Bill două pachete și roagă să nu mai trimită colete la casă la el, pentru că tatălui său nu-i place. De asemenea, vrea să știe ce se află în pachete, dar Bill spune doar că este o surpriză. Apoi Bill decide că vor mânca ceva la Chicken Den, deși Eva nu este de acord cu compania, pentru că el crede în drepturile animalelor și comandă o salată. După ce și-au mâncarea, băieții mănâncă în timp ce discută despre viitorul lor joc de paintball și sunt întrerupți când angajata vine să ridice tava. Ea sfârșește prin a vărsa accidental mâncarea pe ei și la început băieții râd, dar în timp ce ea curăță, ei cer scuze și banii înapoi. Angajata spune că le va reface comenzile, dar nu le poate returna banii, ceea ce îl face pe Jill să ceară să vină managerul, până când prietenul său îl calmează. După ce le sosește noua comandă, ei mănâncă în timp ce privesc oamenii de pe stradă, ceea ce inspiră lui Evan un discurs despre suprapopulare, distrugerea resurselor, contaminare și obsesia oamenilor pentru bani. Bill îi răspunde că Evan este prea pesimist și că vorbește mult, dar nu face nimic. Mai târziu, când Bill se întoarce acasă, părinții săi îl așteaptă pentru a avea o discuție serioasă. Ei sunt puțin supărați pentru că Bill nu a sunat și a lipsit de la cină, așa că el își cere scuze și le promite că vor avea discuția dimineață, pentru că atunci va avea vești interesante. După aceea, Bill se duce în camera lui, unde citește cărți și reviste legate de problemele lumii, în timp ce ascultă știrile la radio, care vorbesc de asemenea despre violență. Bill continuă să-și imagineze în minte toate acele crime și în cele din urmă, abandonează lectura pentru a deschide în schimb pachetele. Se pare că a comandat o armură antiglons completă și începe să o asambleze în timp ce ascultă cel mai recent videoclip al lui Evan, în timpul care acesta vorbește despre faptul că lumea are nevoie de oameni care chiar se ridică și cred în acțiune. Bill face mișto de el, numindu-l prețios. După ce termină de lucra la armură și la câteva fire, Bill tipărește și o grămadă de bani falși. Apoi filmează un videoclip al său, făcând în continuare mișto de Evan, pentru că el crede că oamenii sunt egali și nu fac nimic. În dimineața următoare, Bill se antrenează mai mult ca niciodată, înainte de a se alătura părinților săi pentru micul dejun. Bill informează brusc că astăzi va fi proactivă și a luat o zi liberă de la serviciu pentru a putea sta acasă și a completat înscrierea la facultate, sperând să studieze ingineria mecanică. Părinții sunt șocați să audă acest lucru, dar și foarte mândri și își arată marele sprijin pentru decizia fiului lor. După aceea, Bill își adună lucrurile, în timp ce sunt prezentate imagini video, în timpul cărora spune că spre deosebire de Evan, el va acționa. El nu are doar armura, ci și o mulțime de arme pe care Bill le asamblează cu ușurință. Când termină, arată ca un agent din echipa SWAT și nu se poate abține să nu se admire în oglindă, în timp ce în mintea lui trec toate veștile oribile și discursul lui Evan. Se dezvolă de asemenea că în videoclipul său apare Bill, spunând că echilibrul este creat de supraviețuirea celui mai puternic, așa că va ucide orice persoană care folosește resursele. Dar existența lor nu este benefică pentru societate, cum ar fi pacienții cu cancer. Apoi Bill pleacă cu mașina, dar se oprește în mijlocul drumului pentru a se schimba într-un alt vehicul care nu are număr. În timp ce conduce, Bill continuă să-și amintească tot ce au spus Evan, părinții săi și știrile, ceea ce îl menține motivat. În cele din urmă, ajunge în mijlocul orașului, unde poate vedea furgoneta la care lucrase, parcată în apropiere. Folosind un dispozitiv wireless, el pornește și conduce duba, aproape lovind oameni și alte mașini în acest proces.
El ghidează Duba spre secția de poliție și o face să se izbească de clădire, distrugând recepția și rănind câțiva ofițeri. Polițiștii care mai stau în picioare verifică partea din spate a Dubei și sunt șocați să găsească o bombă, pe care Bill o detonează imediat, făcând să explodeze întreaga secție. Acest lucru îi va ține pe polițiști ocupați pentru o vreme, iar Bill își poate continua planul. În continuare, Bill oprește mașina pe un bulevard aglomerat și coboară pentru a trage asupra unui șofer, provocând un accident. Apoi începe să tragă în oameni la întâmplare pe stradă, ceea ce provoacă un haos major, deoarece toată lumea țipă și fuge. Alarmele mașinilor și ale magazinelor încep să sune peste tot, în timp ce Bill continuă să ucidă oameni și în cele din urmă, doi polițiști ajung să-l oprească. Cu toate acestea, gloanțele nu reușesc să facă nimic cu armura și Bill îi ucide și pe ei. După aceea se întoarce pe bulevardul principal pentru a continua să împuște oameni fără milă, oprindu-se doar dacă trebuie să reîncarce. Apoi chiar întreabă o femeie dacă este speriată, înainte de a ucide și pe ea. Masacrul continuă timp de câteva minute și până atunci Bill a început să intre și el în magazine. După ce ucide pe toată lumea într-un restaurant, se duce la cafenea cu barmanul care l-a părât și cere aceeași comandă. Nu-l recunoaște și pregătește comanda, dar Bill se înfurie pentru că îi lipsește din nou spuma. Îi dă șansa barmanului să fugă în timp ce începe să numere, iar când ajunge la 5, îl ucide pe barman afară. În continuare, Bill intră într-un salon de frumusețe și trage în aer în semn de avertisment, înainte de a încolți toate femeile la perete. Apoi își dă jos casca și aduce niște apă, explicând că armura este foarte fierbinte. De asemenea, ia un loc pentru a se odihni și începe să râdă de victime pentru că păreau atât de speriate. Unele dintre femei cer milă și menționează familiile lor, așa că Bill spune că este greață și părăsește magazinul fără să ucidă pe nimeni. Cu toate acestea, el se întoarce două secunde mai târziu pentru a le împușca pe toate, pentru că i-au văzut fața. Următoarea oprire a lui Bill este la bingo, unde o grămadă de oameni în vârstă sunt preocupați să joace, pentru a fi atenți la el. El decide să ia ceva de mâncare și acest funcționar observă că este nebun, așa că nu-l taxează pentru asta. Bill se așează la o masă printre bătrâni și au o mușcătură din sandvișul său, dar nu-i place gustul. Simțindu-și furia clocotind, Bill se apropie de cel care l-a chemat și fură ultimul număr, dar nimeni nu reacționează, cu excepția femeii care l-a chemat și care cere politicosei dea numărul. Bill își dă seama că acești oameni nu au nevoie de ajutorul lui pentru că sunt deja aproape morți și pleacă. După aceea, Bill merge cu mașina la banca locală, în timp ce ascultă radioul, care deja acoperă toate crimele sale. După ce ajunge la bancă, parchează oribil și imediat deschide focul asupra paznicului care se apropie, înainte de a intra. În timp ce îi face pe toți să se îndepărteze de alarme, deodată un angajat sare pe el din spate și îl face să cadă, dar Bill îl învinge rapid și îl ucide cu un cuțit. Oamenii încep să intre în panică, așa că Bill împușcă o grămadă dintre ei, înainte de a cere managerului să deschidă seiful. În timp ce managerul caută cheia, Bill îl face pe un angajat să golească casa de marcat într-o pungă. Apoi, managerul se preface că nu știe parola seifului, așa că Bill începe să vorbească cu el, alternând între înțelegere și insulte, până când reușește în sfârșit să-l deschidă. După ce toți banii sunt în geantă, Bill se grăbește să se întoarcă la mașină, pune geanta cu banii adevărați în portbagaj și scoate geanta cu bancnotele false pe care le-a tipărit. Apoi face un spectacol dând foc la bani, în timp ce strigă că banii sunt inutili. După ce el pleacă cu mașina, directorul băncii iese și vede banii arși, așa că îl cheamă pe șerif. Între timp, Bill continuă să conducă, în timp ce ascultă pe reporter vorbind despre toate crimele sale. Folosind radioul, el prinde frecvența poliției și află că îl caută, iar polițiștii vor veni în oraș prin Crossroad. În acel moment, Bill primește un telefon de la mama sa, așa că minte repede și spune că nu a ieșit din casă, pretinzând în același timp că nu știe despre incidentele din oraș. Câteva momente mai târziu, Bill se oprește la Chicken Den și ucide pe angajata care a vărsat ieri mâncarea. În acel moment, Evan îl sună și îl ceartă pentru că a întârziat, deoarece acum ar trebui să joace paintball în pădure. Bill spune că face niște comisioane și că va fi acolo în curând. În drum spre pădure, Bill se oprește la Crossroad și plantează o bombă uriașă în spatele semnului de bun venit, înainte de a se întoarce la mașină să aștepte. Evan îl sună din nou pentru că s-a săturat să tot aștepte, iar Bill îl convinge să-l mai aștepte încă 10 minute, spunându-i chiar că îl va ucide dacă nu o face. Când polițiștii apar în cele din urmă cu două mașini, Bill detonează bomba, iar explozia lovește una dintre mașini, făcând-o să se răstoarne. Mașina în care se află șeriful reușește să evite explozia, iar când Bill îi vede venind, pleacă imediat cu mașina sa, declanșând o urmărire pe șosea. Schimbă și ei câteva focuri de armă, dar le ratează pe toate, așa că șeriful îl face pe șofer să lovească mașina lui Bill, dar acesta îi lovește înapoi și îi lasă în urmă. Câteva momente mai târziu, când șeriful și ofițerii săi îl ajung în sfârșit din urmă pe Bill, acesta ieși deja din mașină cu geanta în mână. El se ține după un gard și avertizează pe ofițer să nu-l urmărească, dar când polițiștii o fac oricum și deschid focul, Bill folosește un detonator pentru a-și arunca în aer mașina înainte de a fugi. Cei doi polițiști mor, dar șeriful este bine și procedează să intre în pădure pentru a-l căuta pe Bill.
Îi ia doar câteva clipe să se piardă, iar când este distras, Bill apare în spatele lui și îl înjunghe. Șeriful încearcă să-l împuște, dar Bill îl împinge de la distanță, înainte de a lăsa să sângereze până la moarte. După aceea, Bill se grăbește să se întâlnească în sfârșit cu Evan și arată geanta plină de bani. În timp ce Evan este distras, Bill folosește un pistol cu electroșocul pentru a-l doborâ, apoi pune pistolul la mână lui Evan. Ghidându-o în locul potrivit, Bill trage și-l ucide pe Evan, făcând să pară că și-a luat viața pentru a fi martirul care și-a dorit întotdeauna să fie. După ce îi pune armura lui Evan, Bill pleacă cu mașina până când ajunge într-un loc sigur, unde se poate schimba în haine curate și arde toate dovezile, revenind la început. Apoi se îmbracă în haine curate și se duce acasă, unde se odihnește pe canapea și se uită la știri. În acel moment sosesc părinții lui și cred că a stat aici toată ziua. Reporterul anunță că poliția l-a găsit pe Evan și confirmă că el a fost în spatele masacrului, așa că Bill le spune părinților săi că Evan era singurul său prieten. Simțindu-se rău pentru fiul lor, aceștia decid să nu-l întrebe despre facultate și împart o îmbrățișare. După ce Bill se duce la culcare, părinții sunt de acord că vor trebui să-l trimită pe Bill la un psiholog pentru a-și alina durerea. În dormitorul său, Bill începe să împacheteze toți banii într-o valiză, în timp ce vede la televizor că tatălui Evan este arestat. Bărbatul a fost un protestatar radical în anii 60 și a fost întotdeauna antiguvernamental, așa că îi bănuiesc că el se află în spatele crimelor. Pe ecran, tatăl lui Evan țipă că Bill a făcut toate astea, dar nimeni nu-l crede, așa că Bill scapă de acasă fără probleme. La 2 ani după masacru, videoclipul lui Bill apare pe internet. El explică faptul că nu mai există nicio șansă de supraviețuire și începe să vocifereze despre necesitatea de a ucide oameni pentru a salva resursele naturale, spunând că va face asta de dragul umanității. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!